S-a constatat în ultimii ani că pubertatea apare tot mai devreme. Dacă înainte ne așteptam la 11-12 ani, mai nou, la 8-9 ani, pubertatea deja începe. Avem cazuri la cabinet, familii care vin disperați că fetița are o tumoră mamară, dar de fapt este un debut de pubertate. Singura soluție care avem noi la cabinet este să monitorizăm fetița și să vedem dacă într-adevăr este o pubertate normală. La băieți avem surpriza că le cresc sânii la 11-12 ani, dar de fapt este tot parte din procesul pubertății și dispare de obicei după 2-3 ani de evoluție a pubertății, adică după ce încărcătura hormonală specifică pubertății s-a diminuat. Am putea spune că pubertatea este o perioadă dificilă în evoluția copilului, o perioadă în care se produc transformări importante în forma corpului și în aspectul acestuia. Atât copilul este speriat, uneori și părinții, ceea ce duce la un comportament poate mai deosebit, adică copilul este mai iritabil, se studiază mult mai frecvent și așteaptă explicații de la părinți sau de la colegii lui asupra a ceea ce se întâmplă cu el. Deci, controlele legate de pubertate, fie că se fac la medicul specialist, fie că se fac la medicul de familie, sunt binevenite. Și le-aș recomanda părinților să se adreseze specialiștilor atunci când au nevoie sau când sunt nesiguri. Dacă copilul lor este nemulțumit de aspectul lor, sau chiar dacă sunt profund nemulțumiți, cel mai bine este să meargă la un medic să ceară sfat.